Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Astăzi am convocat această conferință de presă pentru a aduce la cunoștință societății, opinii publice, instituțiilor mass media, dar și instituțiilor internaționale de monitorizare a alegerilor și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în Republica Moldova. Acum 11 zile am depus actele la banca pe care ne deservim. Am depus actele pentru a deschide contul concurentului electoral. Țin să menționez că la această bancă ne-am aflat aproape 2 ore. Am fost la dispoziția angajaților acestei bănci și am îndeplinit cu strictețe toate formularele și indiciile pe care ni le-au dat. Am prezentat toate actele în conformitate cu legislația în vigoare și cele eliberate de CEC, dar și alte instituții pentru înregistrarea concurentului electoral. După întrebarea mea de câteva ori pe angajații băncii, dacă mai este nevoie de ceva, mi s-a răspuns că este totul perfect și toate actele sunt completate, am plecat. Peste 2 zile am fost contactați de reprezentanții băncii și ne-au spus că trebuie de completat din nou unele acte. Ne-am conformat și de această dată cerințelor băncii. Ca după aceasta, până la ziua de ieri și chiar ziua de astăzi, să primim doar informații evazive de la bancă și răspunsuri că nu avem o decizie luată pe cazul deschiderii contului concurentului electoral. Țin să menționez că banca în cauză despre care vorbim este banca la care se deservește Partidul Politic Pace din prima zi de înființare. Țin să menționez că toate tranzacțiile pe care au fost făcute de la momentul înființării Partidului Politic Pace și până la ziua de astăzi sunt perfect legale și niciodată nu a parvenit nicio informație sau obiecții din partea băncii cu privire la careva încălcări. Deci, până la această etapă totul este perfect. Dar noi avem un blocaj serios în tot ce înseamnă evaluarea și continuarea activității noastre în campanie electorală, ca concurent electoral, din cauza că banca, avem noi bănuieri rezonabile, că ne blochează direct pentru a nu reuși să facem plăți, să solicităm și să încheiem contracte și să ne încadrăm în cadrul legal privind desfășurarea campaniei electorale. De ce este această concluzie? Este această concluzie deoarece ieri împreună cu colegul meu, vicepreședinte al Partidului Politic Pace, cu domnul Vladimir, am mers la conducerea băncii. Am cerut explicații și am discutat amiabil despre problema care este creată artificial și am întrebat de ce se întâmplă așa. Am solicitat să ne informeze despre faptul că toți concurenții electorali care au depus cu mult mai târziu decât noi actele la CEC s-au înregistrat, în maxim 2-3 zile au primit contul înregistrat și deja fac activitatea în campanie electorală. Țin să menționez că mulți din liderii politici sau unii din liderii politici care au fost înregistrați sunt cercetați penal de către alte state pentru spălări de miliarde de dolari în Republica Moldova. Și lor tot le-au deschis cont electoral în câteva zile și deja desfășoară activitatea sa electorală. Este clar că bănuiala rezonabilă, că noi tendențios suntem presați de aceiași actori, probabil, de la acea ședință secretă, unde au participat procurori, unde au participat politicieni corupți și membrii grupurilor criminale care au influență astăzi asupra Republicii Moldova și asupra instituțiilor statului, este bănuiala rezonabilă că au făcut presiuni și la această bancă ca să nu ne fie deschis contul, ca să nu ne încadrăm în timp, ca să nu reușim să aducem mesajele noastre către cetățeni, ca să nu putem contracta servicii de media, ca să nu putem face alte lucruri prin care noi, Partidul Politic Pace, să aducem la cunoștință cetățenilor programul politic fără precedent pe care îl avem, ca să nu prezentăm echipa, ca să nu ne încadrăm sau să ne creeze probleme artificiale. De ce mai credem că banca tendențios a acționat și acționează în privința Partidului Politic Pace, orchestrat sau concentrat cu cineva
care are intenția să ne scoată din cursa electorală, făcând artificial aceste probleme. Țin să menționez că la această bancă activează una din colegele noastre ai Partidului Politic Pace, care este vicepreședinte al Departamentului Finanțe. Colega noastră a avut o carieră de succes, curată, frumoasă, fără nicio problemă, până a se implica în Partidul Politic Pace. După ce s-a implicat în Partidul Politic Pace, conducerea băncii a chemat-o și i-a sugerat să plece din Partidul Politic Pace. În caz contrar, va avea probleme la serviciu. Ea ne-a informat despre aceste riscuri, am sfătuit-o să comunice și să spună că este ilegal ceea ce vorbesc, este o chestie de discriminare pe linie politică. Intimidările nu s-au oprit aici. Conducerea băncii a pornit două anchete de serviciu în privința colegii noastre, după ce i-au dat de înțeles că trebuie să plece din Pace. Anchetele de serviciu s-au finalizat și au arătat că colega noastră este corectă și au fost pornite tendențios. Presiunile din partea conducerea băncii nu s-au oprit aici. După ce colega noastră, ca și mulți alți colegi de-ai noștri, a făcut unele donații financiare pentru întreținerea Partidului Politic Pace, cu cât a putut ea să susțină Partidul Politic Pace, pentru că noi ne finanțăm din suportul fiecăruia din noi, care ne vedeți aici și care sunt astăzi în teritoriu, aceeași conducerea băncii a fost invitată colega noastră și am întrebat, tu ce noi ce faci cu banii? De ce donezi bani la Partidul Politic? Și iarăși intimidări de genul ăsta. Colega noastră ne-a informat și de această dată, noi ne-am sfătuit cu juriștii și pregătim la acea o etapă ca să avem o reacție. După aceste incidente, colega noastră, în cadrul unei ședințe publice, în cadrul Partidului Politic Pace, a prezentat o analiză și un studiu de caz a furtului miliardului din Republica Moldova. Această informație este publică pe site-ul și pe rețelele de socializare a Partidului Politic Pace. Colega noastră a arătat cu lux de amănunte cum politicienii corupți au implicat în furtul miliardului, cum au înlesnit prin anumite acțiuni și goluri în legislații, dar și în regulamentele și procedurile băncilor și au furat de la poporul nostru un miliard. În aceeași ordine de idei, colega noastră a propus, dacă nu mă înșel eu, 8 sau 9 puncte ce este nevoie de modificat urgent în cadrul sistemului bancar pentru a nu se repeta astfel de situații și pentru a nu mai putea fi furat un miliard la cetățenii Republicii Moldova, arătând neajunsurile care sunt la această etapă în sistemul bancar din Republica Moldova, folosind experiența care o are în calitate de profesionist în domeniul respectiv. Această informație a fost făcută publică. După toate aceste incidente și presiuni, la data de 12 mai 2021, colega noastră a fost informată că a fost transferată la un alt loc de muncă. Fără a fi informată, fără a fi preavizată și mai mult decât atât, la locul de muncă unde a fost transferată într-o altă filială, are un salariu mai mic decât a fost acolo. Noi catalogăm aceste acțiuni ca discriminare pe criterii politice. Noi suntem hărțuiți Partidul Politic Pace și în cazul nostru v-am adus mai multe argumente cum colega noastră care s-a implicat în Partidul Politic Pace este hărțuită de către administrația băncii unde lucrează. Noi am pregătit actele și contestația și colega noastră va fi asistată de avocați. Vom depune și sesizăm pe această cale Consiliul de Discriminare din Republica Moldova, Procuratura Generală, Banca Națională a Republicii Moldova, Ministerul de Interne, OSCE, Promolex. CECU informăm despre aceste acțiuni și presiuni din partea băncii și situații create artificial pentru a nu deschide contul electoral deja 11 zi, dar și observatorii internaționali acreditați în Republica Moldova. Să ia act de presiunile dure care se fac în privința Partidului Politic Pace și a membrilor săi. Să ia act, să autosizeze și să cerceteze cu lux de amănunte care sunt motivele din care banca a 11-a zi nu ne dă niciun răspuns și nu ne înregistrează în calitate de concurent electoral, creând astfel premize pentru ca Partidul Politic Pace să încalce legea sau facă astfel de situații artificiale pentru a ajuta pe cei care
s-au înțeles la ședința secretă să ne scoată din cursa electorală. Informez cetățenii Republicii Moldova și mass media despre acest atac josnic asupra unui partid politic nou, curat, puternic, cu oameni profesioniști, care avem o echipă de oameni care am făcut un program politic care va ridica țara din genunchi. Îmi pare rău că astăzi în Republica Moldova băncile au ajuns stat în stat. Noi știm că sute de mii de cetățeni au avut și au de suferit din cauza comisioanelor și creditelor mari pe care le dau băncile. Sistemul bancar al Republica Moldova și băncile sunt un stat în stat. Au jăcmănit sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, oameni de afaceri la care le-au luat, le-au dat credite, i-au omăgit, după care le-au luat casă, le-au luat masă, le-au luat mașină, le-au luat afaceri, le-au luat viața și viitorul. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova s-au sinucis din cauza creditelor și a condițiilor necorecte care le-au făcut băncile față de ei. Noi vom face ordine în țară. Țin să informez pe conducerea acestei bănci că noi vom adresa la toate instituțiile naționale și internaționale să cerșiteze cu lux de amănunte acest caz și să ia măsuri despre ilegalitățile pe care le-au făcut. Totodată, astăzi vom depune documentele pentru înregistrarea concurentului electoral la o altă filială a unei alte bănci, în care sperăm conducerea să se atârne conștiincios în conformitate cu legislația și să nu creeze aceste impedimente artificiale. Totodată solicit guvernatorul Republicii Moldova, conducerea băncii naționale și a tuturor instituțiilor responsabile de acest segment să monitorizeze cu atenție cum vom fi tratați de altă bancă unde vom depune actele pentru înregistrarea concurentului electoral. Și la final, îmi pare rău să spun că cei din bancă, astăzi de ziua lor profesională, comit astfel de ilegalități și planează suspiciunea că sunt comenzi politicii, dar și a lumii criminale care au influență asupra băncilor. Noi vom lupta până la capăt, noi nu vom ceda. Noi suntem politicienii din nouă generație care vom scoate la iveală ilegalitățile și tot ce înseamnă atacuri mișelești în privința Partidului Politic Pace. Cetățenii ne așteaptă, ne respectă și au nevoie de o nouă clasă politică. Împreună să facem ordine în țară și acasă să construim Europa. Vă mulțumesc!